Dacă tot s-a ajuns aici, la ceea ce numiți dumneavoastră generația tânără și generația bătrână, vă dau un citat din Nae Ionescu, Așa. scris în februarie 27, 1927, când dumneavoastră aveați 8 ani. Zice așa, printre altele: același lucru este și în știință, la toate răscrucile care comandă drumurile activității s-au instalat bătrânii. Sunt sterpi, neputincioși, cu mentalitate de vagmistru, umili cu cei mari, tiranii cu cei mici, invidioși, lipsiți de generozitate, neștiind ce însemnează bucuria de a avea un elev, alegându-și creaturile dintre toți cei lipsiți de demnitate și de libertate de spirit, nevăzând în tinerii învățați decât negrii buni de muncă, bune a le scoate reviste pe care bătrânii le conduc, a le purta geanta, a le organiza conferințe, a le face reclamă în gazete sau a scrie studii pe care bătrânii le iscălesc. Aș vrea să mi se spune că am calomniat. Așa e, incapacitatea de adaptare a bătrânilor la noile condiții de viață, neputința lor creatoare, înăbușe viața noastră publică și închircește energiile națiunii. Nu există astăzi, decât cu disparent de rare excepții, în țara românească un om trecut de 50 de ani care să nu ocupe locul unuia mai tânăr și mai capabil. Cei mai mulți dintre ei o simt. Dar cine este așa de nebun încât să renunțe la drepturile câștigate? Stau deci, stau și fac școală tinerimii, școala lor a rutinei, a ruginei, a lipsei de curaj și de demnitate personală, a cumințeniei, a lipsei de generozitate și uite așa creștem cu toții, în mentalitatea oamenilor de casă, a lipsei de personalitate, a lașității de gândire și de creație. Suntem prudenți și îmbătrâniți înainte de vreme și cum suntem noi, așa ne este și țara. Să ne mirăm că popoarele din jurul nostru duc viața într-un cu totul alt ritm, în ritmul victorios al creației, și încheie Nae Ionescu aici în 27, zice, alte neamuri au avut norocul ca în război să le moară și bătrânii. Nouă ne-au murit numai tinerii. Acest text al lui Iliade, al lui Nae Ionescu, pe care nu-l cunoșteam și va e bine că l-am aflat astăzi, nu-mi infirmă o părere. Opinia mea e că Nae Ionescu a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni de pe planeta asta. Foarte mulți nu cred că nu l-au cunoscut sau că nu știu ce este inteligența. Însă Nae a afirmat multe prostii la viața lui, de a scria numai la gazetă, dar a durat puțin în volume. Acest text este de o idioție formidabilă, formidabilă, o tâmpenie fără pereche. Dar este interesant de revizuit. El se numește, textul ăsta, se numește Despre bătrâni. Da. Nu, trebuia să intitulezi Despre proști, în care foarte mulți tineri au de o prostie colosală. Credeți că un text ca ăsta, dat în 1927 publicității, i-a influențat pe Cioran, pe Eliade, pe Ionescu să fie împotriva bătrânilor? Nu cred. S-ar putea. S-ar putea să-i împărți și ei această stare de febrilitate și de orgoliu idiot care aveau tinerii la vremea aceea. S-ar putea să fie avut și ei această chestie. Texte de bine citite târziu, când oamenii erau bătrâni și deștepți. Nu erau deștepți că erau bătrâni. Erau deștepți și bătrâni. Un deștept e deștept, bătrân sau tânăr. Iar un idiot e idiot, mai ales cât e tânăr. Și cu vârsta devine autoritar, ceea ce dă idioției lui anumită aplomb, dar tot idiot este. Iar textul ăsta lui Iliade mi se pare de o tâmpenie fără pereche. Și îmi pare bine că am înainte de moarte dovada asta clară că epoca era o epocă de imbecilitate. Nu Eliade, care erau foarte inteligente, dar aveau barota juvenistă, ideea asta stupidă să faceți loc tinerilor. E o prostie cu ideea juvenismului. Acum câțiva ani am cunoscut la București pe ambasadorul Germaniei, Codre von Bredow. Acest om vorbea cea mai frumoasă franceză care am auzit-o, avea o cultură europeană de mâna întâi, germană, franceză, pe iud, germană și clasică, și formidabil de inteligent.
ultimul lui post a fost la București și fie că avea 65 de ani, urma în mod implacabil să se pensioneze. Loc pentru cei tineri să trebuie cu bătrânii ca voastră mentalitatea și acum în Occident. A fost întotdeauna și la noi mentalitatea. La noi a fost întotdeauna mai mult gargară verbală. Dar pur se pune în acțiune acest principiu stupid, dați afară bătrânii, puneți tine, este o colosală barbarie. Fiindcă nu, nimic nu spune că tinerii sunt mai deștepți. Personal vă spun că nu. Omul tiner este prost chiar cât de deștept. Chiar cât are însușit de remarcabilă inteligență, tinerețea îl împinge la stupiditate din cauza exagerării, din cauza retoricii. Nu mai spun că mulți tineri la început fac pe grozavi și se luați ca buni și mai se vede când de bătrâne se vede că au idioți, dar erau idioți fiindcă erau idioți. Erau idioți fiindcă erau idioți. Repet, idiotul rămâne idiot la orice vârstă. Deci există mulți bătrâni idioți. Majoritatea bătrânilor sunt idioți, fiindcă, nu fiindcă sunt bătrâni, ci fiindcă sunt idioți. Eu am ținut cu bătrânii în cultura română, fiindcă admiram pe Paul Tarin Popon și admiram pe Tito Maiorescu, care era bătrân față de mine, că murise de mult când m-am născut eu. Și aveam foarte multe relații personale prin familie cu intelectuali bătrâni, adică ce bătrâni? Oameni care atunci aveau 40, 45, 50 de ani, astea erau bătrâni. Ăștia aveau de la 18 la 20, 30 maximum. Și se credeau mai deștept, fiindcă aveau numai... Îmi revine acum această furie de atunci, oroarea de tineri. Am oroarea de acești tineri cretini. Și nu că fiind eu foarte bătrân acum, îmi găsesc o satisfacție, că nu e nicio bucurie să-i bătrân, nu e nicio bucurie să te apropii de moarte, este normal să accepți apropierea de moarte și să îți modifici existența la vremea care trebuie ca să te pregătești de moarte. E singurul lucru inteligent care poate să facă un loc de la o vârstă încolo. Ori acești activi tineri, majoritatea, n-au încetat nici dacă au bătrânit să se continue să creadă oameni ai vieții și nu ai morții. Idioți, evident idioți.